Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, sunt Nicoleta Timaru și ne revedem, așa cum v-am promis, cu un alt invitat. Un invitat care ne va purta pe meridianele lumii, așa cum ne-a învățat în cadrul emisiunii pe care o realizează la RCIS FM. Părintele Iosif Dorcu, părinte, bun venit în acest nou, minunat și mult dorit studio al RCIS FM. Chiar că am venit bine și mă bucur de tot ce văd aici. Este incredibil, n-am avut ocazia să văd decât prin imagini, dar aici rămân minunat, uimit de această realizare excepțională. Sfinția voastră, sunteți colaborator al RCIS FM, realizați emisiunea Pelerin pe Meridianele Lumii, dar o realizați din Franța. Și iată că ne oferă viața și această posibilitate de a ne întâlni și live, pentru că noi avem o strânsă colaborare, toți cei din echipa RCIS FM, și astăzi suntem împreună în acest studio. Cum e să vedeți ceea ce doar ați auzit până acum sau ați urmărit pe calea Facebook-ului sau a imaginilor pe care noi le dăm pe canalele RCIS FM? Da, nu am atins concret acest studio, deși cred că îl cunoșteam în amănunt, din tot ce se vede, din tot ce se publică, din tot ce se aude, dar impresia mea este de excepție, adică nu mă așteptam să găsesc așa ceva cu toate aceste sări, ca nu se văd toate aceste anexe care sunt pentru producția emisiunilor. Deci, cuvântul este excepțional. Cuvintele dumneavoastră au o și mai mare valoare, cu atât mai mult cu cât aveți experiență în acest domeniu, în calitate de coordonator al Radio Maria în dieceza noastră, dar și implicarea dumneavoastră în dieceză pe partea aceasta de media. Știu că aveți experiență în acest sens și încă de când v-ați desfășurat activitatea aici, la Catedral, ați fost foarte implicat în tot ceea ce înseamnă această evangelizare prin metode moderne, cum le spunem noi. Cum vedeți necesitatea acestor mijloace de a intra în casele și în viețile credincioșilor noștri? Da, cred că se spune că dacă Sfântul Paul trăia astăzi, era președintele cel mai mare asociații de mass media din lume. Eu cred că mass media răspunde multor așteptări pe care noi le aveam acum 50 de ani. Mă refer că poate ajunge oriunde, și în casa săracului și pe vârful muntelui la stână cu radio, poate ajunge și prin televiziune la toți cei care stau acasă și nu pot ieși, internetul de asemenea, eu cred că este parte integrantă a vieții umane și creștine în același timp. Cum se vede RCIS FM din Franța, acolo unde știu că aveți un mini-studio, îi voi spune eu, și vă realizați propria emisiune. Cum e să faci parte din această echipă, dar în același timp să fii într-o altă țară, după atâtea granițe și îndepărtare până la urmă? Da, cunoscând acești colaboratori de aici, eu rămân într-un mediu cunoscut de prieteni, oarecum toți, părintele Blăjuț Adrian, părintele Alois Moraru, toți suntem cunoscuți de mult timp și de aceea cred că mă simt într-o echipă de prieteni. Pe de altă parte, în Franța, da, se trăiește foarte mult din mass media, așa cum am trăit și în Israel pe vremuri, adică ții legătura cu acasă într-un mod constant și foarte apropiat. Haideți să le vorbim prietenilor noștri despre activitatea pe care o desfășurați în Franța, mai exact în ce parohie slujiți și cum se desfășoară misiunea Sfinției voastre acolo. Da, am plecat în Franța în septembrie 2017, după ce am încheiat activitățile aici la Iași, cu dorința de a fi la Lourdes. Între satul meu natal, Butea și Lourdes, este o legătură foarte strânsă prin această statuie, bun, și mi-am dorit foarte mult la Lourdes. Episcopul de atunci, preasfințul Petru Gherghel, a fost foarte încântat, deși noi mai vorbisem despre acest proiect, și s-a nimerit foarte bine și am ajuns acolo. Am stat un an în Lourdes, la parohia de acolo, e bine să te acomodezi cu situația, cu limba, cu lumea, cu obiceiurile, și după aceea am fost întrebat, vrei să rămâi la sanctuar sau să mergi într-o parohie din dieceza noastră? Pentru că eu am fost foarte lovit de criza mare de preoți. Am văzut acolo parohii cu 25 de sate fără paroh și am zis, cred că aș fi mult mai util și mi-ar place să fiu cu lumea. Și atunci am preferat o parohie și episcopul m-a trimis undeva lângă Tarb. Tarb este orașul reședință al departamentului Haute-Pyrénées și chiar sunt legat de acesta și am 6 parohii și mă simt foarte util. A, nu e ușor, n-am spus la nimeni că e ușor sau foarte, foarte plăcut, sunt și probleme, dar pentru oamenii de acolo cu 6 parohii, vă dați seama, cred că sunt peste 10.000 de locuitori, eu chiar cred că, așa, pun degetul pe o rană.
Sunteți în Franța din 2017, greșesc, sau acesta e anul când ați plecat acolo? 2017, da, și paru din 2018. Vă vedeți, părinte, pe viitor tot în Franța? Știu că e vorba de acea ascultare pe care o datorăm superiorilor, dar dacă e să vorbim despre preferințe și dorințe personale, vă vedeți în continuare în Franța? Răspunsul este simplu, da, pentru că acolo preoții se pensionează la 75 de ani. Aici, în România, la 65. Deci, înseamnă că aș avea o activitate până la 75 de ani acolo, automat. Înțeleg. Spuneți-mi cum e viața de credință în Franța, pentru că fiind atât de aproape de acest sanctuar, atât de iubit de credincioși, nu, de Lourdes, îmi închipui că simțiți într-adevăr o activitate intensă a credincioșilor pe acea zonă și mai ales interacționați și cu foarte mulți pelerini care ajung prin acea parte a Franței. Răspunsul nu-i simplu. Sigur că trăim într-o țară destul de decreștinizată, așa spunea și episcopul, cuvântul nu mi-a aparține, dar în toată această mulțime de oameni care poate s-au îndepărtat de biserică, există niște nuclee care pentru mine sunt ferment. Mai concret, mă duc la imaginea din Vechiul Testament, când era pe timpuri rămăsese un rest sfânt al poporului, foarte puțin mai erau credincioși de Dumnezeu, dar după aceea din nou au crescut, s-au dezvoltat și și-a continuat poporul misiunea sa. Cam așa văd eu și în Franța, foarte multe asociații, dar foarte mulți credincioși ancorați bine, bine în viața lor de credință. De multe ori am mai spus, dar sper să nu se supere nimeni. Poate mulți dintre ei sunt mai puțin, dar mai maturi în credință. Într-o discuție, de exemplu, pe teme biblice, sigur, ai cu cine discuta foarte, foarte bine. Deci ei sunt nuclee. Am văzut și, să se spunem așa, grupuri de rugăciune. Deci există și plusuri. Cred că de aici, din România, de multe ori se spune, în vestul Europei, bun. Eu nu, eu spun că sunt și. Deci eu mă regăsesc în multe privințe cu, știu, modalitatea noastră de a crede aici în Moldova. Chiar și oameni la față sunt identici. Pe de altă parte, noi avem deja o cultură, să spunem, dependentă de Franța. Avem cultul inimii lui Iisus, Paralemonial, Sfânta Tereza, nu mai spun, Lisieux, Lourdes, de asemenea, Medalia Miraculoasă, și aș putea continua cu multe. Deci cultura noastră religioasă din România are puncte comune cu Franța, multe. Din ceea ce percep eu din discuția cu simția voastră, și nu știu de ce, e posibil să greșesc, dar am sentimentul că sunteți așa foarte atașat de ceea ce înseamnă imaginea Sfintei Fecioare Maria în biserica noastră. Și cred că acest lucru cumva e și din copilărie, de la Buta, greșesc dacă spun acest lucru, știu că v-ați născut în Buta, unde e o comunitate catolică puternică, efervescentă, acolo parcă e mereu, știți, când toate satele din țară se plânge lumea de această depopularizare, că au plecat tineri, au plecat, nu mai sunt copii. Parcă Buta nu îmbătrânește în acest sens și mereu se întâmplă ceva acolo. De aceea vă întreb, încă din copilăria dumneavoastră s-a pus acea sămânță pentru dragostea și cultul acesta către Sfânta Fecioară Maria? Nu vreau să vă decepționez, dar spun nu. Nu mă decepționați. Nu, pentru că la Butea, sigur, s-a făcut mult apaș cu statuia în ultimul timp. Totul mi se trage, în ghilimele, mi se trage din Țara Sfântă. Am avut acea senzație, fiind în Țara Sfântă 7 ani, am avut senzație că eu calc tot timpul pe urmele Mariei. Deci eu, pentru mine, Nazaretul, ca să vă spun de unde pornește, eu fiind în Nazaret, îmi imaginam și îmi închipeau și era real, pe acolo înaintea mea a trecut Sfânta Fecioară Maria. După aceea am reușit să caut, cu, sigur, cu muncitorii de acolo, cu pelerinajele, să caut toate locurile care se leagă direct de Sfânta Fecioară Maria. Dar de ce Sfânta Fecioară Maria? Și nu Iisus? Și nu știu, vreun apostol? De ce în mod special? Ce v-a trimis către zona aceasta? Așa mi-a spus întrebarea. De ce mai exact. Că Domnului? Da, e adevărat că și lui Iisus, sigur, este același lucru, dar cu Sfânta Fecioară Maria, nu știu de ce, n-am un răspuns concret, dar din Israel mi se trage. Pentru a face cumva o paralelă în copilăria dumneavoastră între imaginea mamei și imaginea tatălui, care este imaginea cea mai pregnantă, cea care v-a fost mai apropiată, voi spune? O foarte diferită, pentru că tata n-a fost niciodată cu noi acasă, el a lucrat tot timpul la Iași, era un navetist permanent, doar de săptămână sau de la 2 săptămâni, deci ne-am trăit pur și simplu cu mama tot timpul, dar am avut și bunica
Și de aici eu cred că am prins un gust pentru limba aceea arhaică, veche, de la Budea, cu giș, cu sâș, cu dâgăș, cu... Deci în sensul acesta, cred că de la mama se trage totul. Aveți frați? Câți copii ați fost la părinți? Da, suntem 7 frați, sigur. O familie numeroasă, dar de care s-a ocupat, înțeleg, în mod special mama, pentru că tatăl lucra în deplasare la Iași. Iar eu eram cel mai mare și atunci, sigur, că... Responsabilitatea era alta. Vă amintiți de primii pași pe care i-ați făcut către biserică în copilărie? Da, sigur. Am și acum fotografie, o țin la loc de cinste cu prima împărtășanie. Eram, da, legat de biserică. Eu mergeam, nu știu, nici de acum nu știu de ce, mergeam în fiecare noastră biserică, dar nu știam. Ba da, știu de ce. Mie mi-ar fi plăcut să fiu ministrant. Și i-am spus lui mama, n-ai vrea să vorbești cu părinte? Mergi și vorbești dacă vrei. Deci n-a vrut să vă facă intrarea, a trebuit să obțineți cu propriile eforturi această... Dar n-am obținut. Nu v-ați dus să purtați discuția? N-am fost ministrant, din păcate, da, n-am fost. Dar de ce nu v-ați dus să vorbiți cu părintele? N-am îndrăznit. Dar însă, mă duceam la biserică și stăteam acolo în față și zic, dacă într-o zi n-are părinte ministranți, poate mă cheamă să-l ajut la altar. N-a fost să fie, dar am mers tot timpul la biserică dimineața. Chiar și când ploua, chiar și când era greu, eu mergeam. Și apoi ideea de preoție, când a apărut în mintea simției voastre? Când v-ați văzut cumva că asta vă doriți? Da, că toți copiii suntem în căutare totdeauna, dar mi-amintesc că și cred că aici le-aș spune la profesor la seminar, pentru că au un rol deosebit. Era un părinte, se chema Ioan Ciuraru, și într-o zi la învățătura de după liturghie a venit la noi la biserică și ne-a spus, vedeți că se dă examen la seminar, cine dintre băieți vor? Și atunci, sigur că eu nu aveam vârsta încă, e abia terminat în clasa 7-a. Știu că atunci am mers la seminar părintele Anton Săboanu, în anul acela, el era înainte mea cu un an. După aceea, n-a fost să fie, pentru că o să dădea examen în fiecare an și am așteptat, n-am așteptat, dar gândul meu n-a mai fost așa de fix. După aceea am auzit că se dă examen și iarăși... Și ați făcut între timp liceul de chimie, nu? Am făcut 2 ani la liceul de chimie la Iași, da. Și a rămas acel gând totuși și v-ați dus să dați examenul. Și m-am dus după aceea când s-a anunțat din nou examen, examenul când spuneam eu a fost în 1973 și abia în 1976 a mai fost un altul. De aceea am mers mai târziu. Și ați terminat institutul în 1986. Acum 35 de ani. Mai exact anul în care m-am născut eu, părinte. Deci ați terminat seminarul când m-am născut eu. Și a urmat sfințirea de către preasfințitul Robu, nu? Ce vă amintiți din acea zi? Pentru că îmi închipui că este punctul central al existenței sfinției voastre, este cel mai important moment din viața unui preot. Da, era, dar eu aș spune pentru mine... Dacă poți să schimb subiectul puțin. Sigur. Cred că cel mai mult, atunci când m-am simțit detașat sau am simțit implicat, intrat în biserică, a fost momentul diaconatului pentru mine. Nu știu de ce. Momentul diaconatului, am spus, este... Se făcea la fel cu jumătate de an înainte, cu șase luni înainte. Era înainte de Crăciun 85, dar eu așa am considerat că era primul, era atunci când intram în cler, era poate cel mai așteptat, era mai intim puțin. Sigur, după aceea preoția, sigur, a fost frumos, nu, asta vreau să spun, dar parcă implică alte, să le spunem, noțiuni care îți vin. Ba, că vine primiția, oare unde o să fiu trimis, deja s-a terminat cu seminarul, este puțină disipare în acele zile. A esențialului până la urmă, exact, nu? Da. Esențialul a fost la deci, diaconat. Pentru mine a fost momentul diaconatului, când chiar nu mă gândeam la nimica, ci doar la faptul că eu deveneam cleric. Ați simțit atunci că vi s-a îndeplinit o dorință sau ați simțit că ați urmat pur și simplu un drum? Nu. Deci era o așteptare care venea după 10 ani de zile. Eu am intrat în seminar în 1976 și abia după 10 ani, iată, se împlineau. Nu, a fost o împlinire. Sigur că n-a fost ușor, dar nu. Deci n-am să regret și n-am regretat niciodată 5 minute faptul acesta, dar l-am văzut. Sigur, era acea frică, oare dacă superior nu o să mă găsească vrednic, dacă vor apărea întrebări, dacă și erau. Dar nu. Deci, pentru mine, momentul din 29 iunie 1986 rămâne, sigur, punctul culminant al vieții. Întorcându-ne la perioada în care erați student, n-ați simțit niciodată că poate ar fi o variantă chemarea de a avea o familie?
au fost acele întrebări specifice fiecărui tânăr, dacă drumul pe care îl urmez este cel potrivit sau poate aș fi mai bun pe altă zonă, e misiunea mea aceasta cu siguranță sau ce era în mintea dumneavoastră atunci? Dar nu cred că suntem pietre, suntem căutători. Exact, exact. Și cred că numai pietra n-are ispite sau întrebări. Întrebări, vorbim despre întrebări. Sigur, totdeauna, dar eu cred că peste tot sunt plusuri și minusuri. De aceea mie mi-a plăcut totdeauna să facem un fel de, și propun și în predică de multe ori, o ierarhie a valorilor, o scara a valorilor. Și eu cred că fiecare om are scara sa de valori și depinde ce pune înainte. Acum, sigur că sunt de multe ori egale, dar parcă ceva tot e mai bine. Și cred că, da, întrebarea există, deci revin, dar eu totdeauna căutam să găsesc care ar fi mai bine, mai potrivit și cu mai mult satisfacție, până la urmă. Raportându-ne la modele, care au fost preoții care v-au inspirat și pe care i-ați privit cumva ca pe un exemplu în viața Sfinției voastre? Da, pot să dau două nume. Este părintele meu paroh, Alois de Moc, care a fost 36 de ani la Butea, un om care a construit biserica din Butea, dar cred că m-a modelat. Eu am prins tot seminarul cu el, m-a câștigat enorm prin încredere acordată, adică nu l-am văzut nervos niciodată pe noi, dar tot timpul spunea ceva prin felul lui de a fi, chiar am rămas cu el până în ultimele sale zile aici la Iași, a fost cu mine la Iași, un om care m-a marcat. Al doilea preot care m-a marcat în ultima parte, să spunem așa, este episcopul Petru Gherghel. Am stat foarte mult, nu la umbra, la lumina lui aici, am stat 13 ani împreună aici, poate 15 aproape. Sfinția voastră în calitate de paroh și decan. Paroh aici, așa pe la radio, dar în care am văzut de asemenea această încredere. Adică m-a implicat, mi-a acordat încredere, chemându-mă la Iași, bănuiesc primul rând, dar fiind aici, cred că am simțit acel tratament de la suflet la suflet, de la om la om. În pelerinajele care am fost, în tot ce a fost la catedrală, în discursurile noastre, în totul, m-a marcat foarte mult, cunoscându-i diplomația sa, cunoscându-i felul de a privi lucrurile de, nu de sus, ci în ansamblu. La nivel de coordonare, în ansamblu, da, da, m-a marcat foarte mult. Deci, repet, ați avut un privilegiu de a fi în lumina sa, așa cum foarte bine ați spus. Este un privilegiu să fii chiar lângă conducătorul diecezei și să înveți până la urmă, nu? Pentru că cred că este un privilegiu. Cuvântul e privilegiu, da. Și v-ați bucurat de acest lucru. Întorcându-mă puțin în trecutul dumneavoastră, mă uit că e foarte interesant, ați fost în zone diferite ale țării. Practic, nu doar în dieceza de Iași. Ați fost vicar la Ghereiești, apoi ați fost la Galați, ați ajuns la București, ați fost la Lugoj și apoi Văleni. De ce a fost așa, părinte? Pentru că acum știu că preoții sunt trimiși în dieceza noastră în mare parte sau sunt mutați cumva în arhidieceza de București sau împrumutați, nu? Se folosește acel termen cu împrumutați. De ce parcursul Sfinției voastre a fost așa și ați fost în aceste zone diferite? Am făcut turul României. Cu bicicleta sau? Iași, Galați, București, Lugoj, Văleni. Da. Deci eu am început la Ghereiești. 2 ani de zile cu un părinte foarte de treabă, simpatic, tot așa, părinte Izidor Mocanu. După aceea era o situație mai dificilă la Galați și preasfințul îmi spune, n-ai vrea să mergi la Galați, era pe malul Mării, era un părinte era pe malul Dunării, era un părinte mai în vârstă și trebuia poate și el înțeles și am zis da. În calitate de vicar la Galați, sigur, să vă da. Duceți tot da. Vicar. După ce am ajuns la Galați, nu știu ce a intervenit la București, se căuta un vicar la București în noi și s-a făcut schimb cu vicarul de acolo care nu accepta și așa și am fost trimis la părinte Martin Cabraș la București, după doar o lună și ceva. Acolo m-am simțit extraordinar de bine, pentru că eram primul vicar, dar mi-a plăcut viața de București. Chiar când eram în București, aveam impresia, cei din provincie nu sunt informați ca noi aici. Bun. Păi de acolo se vedea startul, după aceea, de la București, la 1 noiembrie 1989, era un părinte, Iosif Budău, la Lugoj. După aceea a fost mutat paroh undeva și era nevoie de un preot de limbă română la Lugoj, în dieceza de Timișoara, pentru că erau foarte multe tinere, erau niște fabrici textile acolo, din Moldova. În al doilea rând, era nevoie de vicar acolo. Și eu, pentru că mai fusesem între timp la acea biserică, pentru că
noi de la Gherești aveam o legătură foarte strânsă cu un preot greco-catolic din Lugoj, dar care erau la acel moment în ilegalitate, eu mai mergeam, pentru că erau mulți greco-catolici în biserică acolo, am fost vreo două ori și l-am ajutat, am făcut o liturghie, na, era preot român, ei făceau o limba maghiară, românește, altceva. Și eu aveam oarecare legătură cu părintele de acolo, Dumitru Țelăgean, cu episcopul Ioan Proscaru, care erau în ilegalitate, repet. Și pentru că eram cunoscut acolo, când au cerut un preot de la Iași, episcopul Gherghel și cu episcopul preasfințul Robu de la București, au zis, dar tu oricum cunoaște acolo, să meargă el. Și așa am ajuns la Lugoj și am făcut revoluția acolo. Deci, totdeauna am mers unde am fost trimis. Și ați stat la Lugoj 4 ani, patru nu? 4 ani de zile. Da. Am făcut acolo, sau am celebrat și în germană și în maghiară. Da, pentru că nu erau preoți, efectiv. Dar atunci să spun că la Timișoara au mai fost câțiva preoți trimiși din Moldova ca să ajute. Părinte Eugen Budău, părintele Iosif Demeter, părinte Ioan Păcurici, părinte Iosif Budău. Erau mai mulți noi acolo, Mihai Imbrea. Deci eram câțiva ca să ajutăm. Și chiar știu că ne încuraja Părintele Iosif Budău să fim aici un grup de români așa, din Moldova, să arătăm așa că... Nu, în sensul să lucrăm acolo pentru comunitatea românească, pentru că și cea maghiară și cea germană, comunitate mă refer, vorbeau oricum românește. Eu am avut o experiență foarte interesantă. Am mers la Sfințirea Caselor și apoi știam că acolo sunt maghiari. Am intrat în casă la o familie, aveau, cred că, 3 fetițe, dar foarte drăgălașe, 7, 8 ani, 5 ani, și atunci am făcut o rugăciune în limba maghiară și să vorbesc puțin cu copiii. În ce clasă sunteți? Așa. Și acel om îmi spune, părinte, vă rog frumos, în casă la noi se vorbește numai ungurește. Bun, m-am rușinat în felul meu, dar zic, las chiar anul viitor și am învățat 20 de întrebări ungurește. Și când m-am dus anul viitor, omul ăsta mi-a zâmbit, pentru că ulterior vinea la liturghia românească că o scrie mai frumos. Hai, vedeți cum e. Părinte, da. Ați menționat la un moment dat că acei preoți erau în ilegalitate, ați spus. Vorbim, da, de perioada comunistă, la asta până vă referiți, da. Nu v-am întrerupt, dar aș vrea să lămurim. Deci era un ilegalitate în acest sens. Că Biserica nu... greco-catolică a fost închisă în 1948 și s-a redat libertatea în 1990, ianuarie. Pentru că acolo, după aceea, era catedrala greco-catolică, care era ortodoxă între timp, și eu am participat la transferul sau la preluarea catedrale greco-catolice, pentru că în Timișoara sau în Banat a fost o situație foarte frumoasă datorită marelui mitropolit Nicolae Corneanu, care a avut o deschidere foarte frumoasă și generoasă pentru greco-catolici. Și de aceea le-a predat în 21 ianuarie 90, greco-catolici au preluat catedrala lor pe care nu mai aveau din 1948. Pentru că ați zis că revoluția ați prins-o în acea zonă a țării, ce vă amintiți despre acele momente? Ce ați simțit? Noi am fost implicat. Pentru deci că ați fost cu arma în mână, cum s-ar zice, chiar Lugojul, așa? Pentru că Lugojul este al doilea oraș, da, în care au fost manifestări. Da. Sigur că erau acele zile tulburi, 17, 18, 19, și un grup de... revoluționare, tineri așa mai curajoși au pornit prin oraș strigând libertate, deși nu era încă. Și știu că au mers la o biserică oarecare, nimeni nu le-a deschis la alta, nimeni nu le-a deschis, toate ușile închise. Și au venit la noi la romano-catolici. Eu eram cu un vicar neamț și cu un paroh maghiar și parohul sigur a dispărut, iar eu cu vicarul german, mai curajoși, nu aveam nimic de pierdut, au zis, vrem să ne trageți clopote, era în data de 20. Și am vorbit noi amândoi. Băi, nu trebuie să faci nimic, erau niște butoane. Și atunci zic, băi, lasă-i pe ei să pun ei butoane, noi dăm drumul, n-am dat noi și gata. Nu știm nimic. Și după aceea vă dați seama, acest act, o eroic, dar e așa de mică importanță, a răsunat în ziare după aceea. Numai la Biserica Romano-Catolică ne s-au deschis clopotele. Nu, deci eu zic, da, ca toată lumea, a fost așa o efervescență. Chiar aveam și o colaborare după aceea la un ziar din Lugoj, Drapelul, mult timp am avut. Vă simțiți parte din acele momente istorice pentru țara noastră? Ai prea mult spus. Prea mult spus, dar totuși implicat. Ați fost, da, singurii care au tras clopotele. Eram acolo, da. Dar în schimb mă simt implicat în începuturile sau reînceputurile bisericii greco-catolici de acolo. Pentru că eu eram preot român, de limbă română și sigur că am sprijinit în multe, multe privințe chiar și acel demers.
După această experiență în vestul țării, v-ați întors la Văleni, nu? În zona Bacăului, vorbim de Văleni de Bacău? Văleni, Parinșa, Bacău, da. Așa. Cum vi s-a părut revenirea pe meleaguri moldovenești în acele timpuri? Eu eram primat de paroh. Nu a, a fost prima numire ca paroh. Adică, mă gândesc că după experiențele din București, nu, din Lugoj, unde e altă civilizație, altă deschidere, alt acces la informații, așa cum ați zis și dumneavoastră, da, să mergi la Văleni, unde e un peisaj foarte frumos, de altfel că am fost și eu în zonă, e o mare diferență. Păi eram paroh și am zis este altceva, dar după aceea eu am fost implicat la Bacău în multe privințe, cu părintele de Caner, deci am fost implicat la Liceul Catolic cu Limba Latină, am fost implicat la Facultatea de Teologie, care începea atunci cu filozofia. Deci eu mergeam foarte des la Bacău, deci nu mi-a lipsit Bacăul și toată, să spunem așa, efervescența bisericii de începuturi la Bacău după 90. Nu, eu m-am simțit bine. Adică eu cred că frumusețea vieții unui preot depinde de utilitatea pe care o ai acolo unde ești. Dacă te simți util, da, sigur, eu veneam la Văleni după niște preoți în vârstă și am văzut și lumea, era încântat, eu încântat, avea inițiative, nu, n-a fost o lovitură, Doamne ferește. Nu. Pentru că ziceți de utilitate, privindu-vă și ascultându-vă, îmi păreți genul de om care își caută utilitatea atunci când poate simte că nu este, sunteți genul care își găsește imediat și se implică în ceva astfel încât lucrurile să meargă bine. Și mă întorc la studiourile RCS FM și le spun ascultătorilor noștri, părintele este mereu, mereu ancorat în ceea ce se întâmplă la acest radio și ne trimite mesaje cu sugestii, cu tot felul de idei pentru realizarea emisiunilor noastre. De asta zic că acea utilitate despre care vorbiți v-ați și găsit-o de fiecare dată, v-ați găsit un rost, un loc mereu, astfel încât să umpleți anumite goluri pe care le-ați văzut. Da, deci există faptul că dacă eu sunt acolo, înseamnă că sunt util. Adică la Văleni. Eram nevoie de un paro. Eram tânăr, sigur, și probabil și asta era un avantaj al meu și un atu. Și lumea era foarte deschisă pentru nou. Da. Știu că am făcut poate prima procesiune de Joia Verde prin sat. Nu mai fost niciodată. Dar mi-a plăcut. Adică am văzut că lumea chiar răspundea acestor provocări pe care, cu care veneam. Pe de altă parte, sigur că era și deschiderea pe care o căpătasem la București, la Lugoj. Eram, să spunem așa, o deschidere mai spre nou. Și după această experiență a urmat experiența în Israel. Din nou o schimbare majoră, nu? Pentru sfinția voastră, de la Văleni să ajungi asistent spiritual pentru credincioșii români din Israel. O altă schimbare, adică ați găsit mereu forța de a vă adapta la noile emisiuni? Vă explic că e complicat puțin. Deci, eu eram... Mă cunoștea părintele Ștefan Ierdeș, mă cunoștea bine și vedea că făceam așa acolo. În 1995... În Israel era o mulțime de câteva mii de catolici, mulcitori catolici din Moldova. Se căuta un preot. Și din câte știu eu, preasfințitul Petru Gher, el a mai întrebat pe unul, pe altul, ei, nu mă duc eu acolo. Părintele Ierdeș mi-a zis, uite, am vorbit cu episcopul Iosif, tu de acolo, știi ce frumos e? Băi, mi-e plac Țara Sfântă, extraordinar, dacă aș fi în locul tău, mă duci. Și am trei cuvinte, m-a convins, deși nu știam unde mă duc, dar zic, mă duc. Și... am vorbit cu episcopul, am plecat, în 14 iulie am ajuns în Israel, m-am trezit singur, al nimănui, era doar o soră în vârstă acolo, o soră din Izvoarele, Elena Doboș, care m-a ajutat puțin la început, dar foarte puțin, pentru că ea era în vârstă, și după două săptămâni voiam să mă întorc acasă. Eram chiar... Vă simțeați singur sau, de fapt, ce v-a dezamăgit atât de tare? Păi nu știam cu ce voi trăi, nu, pentru că Patriarhul de Ierusalim mi-a spus, știi, tu ai venit aici, dar noi nu putem să te susținem. Când am ajuns la parohie, mi-au zis, ei, noi suntem aici congregații călugărească, o să-ți găsim o casă la un arab. Și mi-a dat o casă cu chirie, cred că cât camera asta era, toată casa, două cămăruțe mici, și am stat acolo 7 ani, în căsuța aceea, la un musulman. Sigur că am devenit foarte bun prieten, mâncam la el, m-a ajutat foarte mult, dar după aceea, când am ajuns eu să văd o biserică cu 800 de persoane în Tel Aviv, Iafo, am zis, rămân aici. Și așa am rămas, după aceea am început cu cunoașterea sfântă, am început să merg în pelerinaj cu oamenii și sigur, după aceea a fost excepțional. Ați avut pelerini, bănuiesc, din România, numeroși au venit, nu? Și mereu le-ați arătat locurile pe care a fost Iisus. Niciunul.
Niciunul din România? Din România nu, pentru că trebuia vize, era foarte greu. În schimb, cu muncitorii, de fapt ei m-au provocat, chiar în 1995, era în septembrie, cred 26-27 septembrie, era anul nou la evrei și oamenii au zis, păi noi suntem liberi două zile, n-am putea merge într-un pelerinaj. Și atunci cu vreo 3 autocare am pornit, pe ce știam eu, că mă fusesem în Israel odată, în pelerinaj personal eu. Și am făcut-o două zile excepționale, una în Galileea și alta la Ierusalim. Am avut înregistrări, video, a fost frumos tare. Și atunci s-a trezit, de fapt, în mine, ideea de pelerinaj, ideea de a cunoaște, de a vedea. După ce mi-am dat seama că acești muncitori merg, lucrează din greu, pe căldură, șantier, praf, condiții de cazare precare. Și am zis, ei vin acolo, muncesc, dar nu văd nimic. Pentru că se duc doar pentru muncă. Și atunci am zis, oameni buni, hai să facem așa, două zile de vinere, erau zile scurte de lucru, mergem să vedem, o zi mergem în Galileea și una la Ierusalim. Și făceam, sigur, mai maratonic, așa puțin, mergeam și vedeam și erau foarte încântați și... Nu, deci așa s-au născut pelerinajele mele, cred că au fost vreo 50-60, cu muncitori. Dar trecând un pic peste timp, la perioada când ați fost responsabil al oficiului pentru pelerinaje, nu? Din 2016 până în 2017, erați deja întors în țară, ați făcut ceva și în sensul acesta cu Țara Sfântă. Ce a însemnat, de fapt, misiunea cu oficiul pentru pelerinaje? Nu, cu oficiul a venit târziu, dar eu am făcut înainte. După ce s-a dat drumul la vize în 2007, în Israel, până atunci erau vize, după aceea se mergea cu pașaport simplu, fără viză. După aceea, sigur că am făcut, cred că vreo 10 pelerinaje cu credincioși de-ai mei din Iași, din Moldova. Da, deci am fost după aceea. Dar după aceea, după ce s-a eliberat, sau n-a mai fost obligatorie viza de intrare în Israel, care s-a obținut foarte greu. Acum înțeleg și mai bine ceea ce spuneați, că ajuns fiind acolo, v-ați simțit cumva singur și dezolat, pentru că nu erau români și nu ajungeau, nu înțelegeam inițial de ce a zis că nu erau pelerini români, dar chestiunea cu visa lămurește acest aspect, că fiind acolo pentru, nu, asistent spiritual, nu? Pentru muncitorii, pentru muncitorii români. Atât, da. Nu pelerini. Atât, da, 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 da. Ei, muncitorii aceștia români, pe de altă parte, am spus că erau de ordinul miilor. Era perioada în care acolo mergea lumea. Am estimat eu câteva mii, dar acești muncitori, când îi cunoșteam mai bine, îi stăteau un an. Părinte, mulțumim frumos, la revedere. Îi pierdeam și alții trebuie să cunosc. A fost un fel de comunitate mobilă tot timpul, tot timpul, tot timpul. Sigur, i-am reținut și au rămas în memoria mea cei poate mai atașați, mai lipicioși, așa, mai prietenoși, dar au fost foarte mulți. Părinte, ați fost un adevărat pelerin. Acum mă gândesc că numele pe care îl aveți, nu? Numele emisiunii pe care o realizați, vi se potrivește și parcursului pe care l-ați avut dumneavoastră, pentru că ați fost în diferite lume, chiar un pelerin pe meridianele lumii. Da, am lucrat în 5 dieceze în 3 țări. Și mai urmează? Nu mai știu, nu-mi cereți previziuni, că nu știu. Dar cred că Franța va rămâne pentru că chiar e nevoie de preoți acolo. Sigur, sunt în alte părți, dar acolo eu simt că este o criză enormă. Mă gândeam că dacă n-aș fi acolo paroh, aceste 6 parohii ar fi atașate la alte parohii, da. Greu. Întâlniți români acolo în Franța? Aveți interacțiuni cu mulți români? Nu prea. Nu prea. Nu, pentru că sunt în zona Haute-Pyrénées, poate în zona estică, Paris, marile orașe, dar noi acolo nu avem, știu câteva persoane doar, dar nu prea multe, români. Nu, n-am. Deci eu sunt legat cu comunitatea mea franceză. Este ceva Mai avem, în schimb, suntem 3 preoți acolo noi. Este părintele Mihai Percă, el care este de 16 ani, 15 ani la sanctuar permanent. Mai este un părinte din alt județ, Iulian Ghiuzan, care este călugăr franciscan și franciscane au o parohie acolo, sunt mai multe naționalități, dar el este român și eu. Simțiți vreodată că vă lipsește ceva din România? Datorită faptului că am această legătură permanentă cu internetul, cu radio, cu televiziunea, nu. Nu lipsește. Pentru tatăl meu vin acasă, așa, e în vârstă și chiar ne bucurăm să ne vedem și pentru el și pentru mine, dar în rest, nu lipsește. Sunt prea obișnuit cu plecările. Și ce înseamnă pentru un pelerin ca dumneavoastră, un pelerin în viață, termenul de acasă? Unde e acasă acum? Și ce face dintr-un loc să fie acasă pentru părintele Dorcu? Bă, mă provocați așa la o întrebare foarte grea. Nu știu să spun acasă. Cred că rămâne cimitir unde e mama mea.
un loc care mă atrage și nu, n-am un loc. Acolo unde veți vrea să fiți? Da, da. Este dorința de a reveni totuși în România, da, nu-i așa? Da, da. Eu mi-am iubit foarte mult, am fost foarte legat de satul meu și sunt legat, îmi place foarte mult și de aceea am început acolo, vreau să termin acolo, dar acum, trăind așa, eu chiar vreau să ajung înapoi în Franța, pentru că știu că am totul acolo, oamenii mă așteaptă, am activitățile mele, cursive, da. V-ați găsit locul pentru moment, dar pe parcursul vieții mi se pare că peste tot unde ați fost, v-ați făcut, v-ați îndeplinit misiunea și ați făcut să fie acasă și locul în care vă simțiți bine și îi ajutați pe ceilalți, că până la urmă asta e misiunea, nu? Da, pentru mine cel mai important, cea mai frumoasă perioadă a vieții rămâne Israelul. Cea mai frumoasă. Bine, copilăria și apoi Israelul. În copilărie de ce? Ce v-a plăcut, părinte, în copilărie cel mai mult? Evident, nu vă întreb de joacă și de așa. Era naturalul copilăriei mele, cred că mergeam de sculț prin iarbă. Eu, sau familia mea, locuiește la marginea satului Butea, pe un vârf, pe o colină acolo și în față jos este panorama Siretului și totdeauna când ieșeam pe poartă vedeam toate satele din prejur, Hălăucești, Mircești, Izvoare, Răchiteni, adică parcă mă gândeam, oarecum ce văd cei din centrul satului? Dar noi avem această panoramă excepțională, seara când la apusul soarelui, excepțional, lungă și tot, nu știu, mi-a plăcut totul. Pentru că mă bucur că am prins și perioada când se mergea pe jos, la apă, la fântână, dimineața, la biserică, pe jos, dar și perioada cu internetul. Ați prins cumva ambele variante ale dezvoltării și cred că ceea ce ați zis din partea, nu, ceea ce ați trăit la Buta este mai important decât ceea ce trăim noi astăzi, pentru că fac o comparație cu copilăria mea și a copiilor mei. Noi am trăit la bunici în vacanțe, erau alte bucurii, acele bucurii minore, de a vedea un peisaj, de a te bucura de un deal și... În 60 de ani, în 60 de ani s-au schimbat multe. S-au schimbat multe în bine, dar și în rău, pe de altă parte. Dar niciodată n-a fost mai bine sau mai rău. Totdeauna sunt puncte pozitive și negative. Eu nu sunt un pesimist. Și când erau patru oameni pe lume, toți s-au ucis unul pe altul. Adică, ca în Șabel. Nu cred că sunt așa de lucruri, multe lucruri frumoase încât nu ne imaginăm. Ce putem face noi în viața noastră ca lucrurile care ne înconjoară să fie frumoase și să ne ducă către o dezvoltare frumoasă, voi zice, și nu una distrugătoare? Nu, trebuie să le vezi. Trebuie să le vezi, deschizi ochii și le vezi. În al doilea rând, sigur, revin la expresia cea care mi-e place foarte mult, scara valorilor. Care sunt valorile, de fapt? Dacă le căutăm, le găsim. Pentru Sfinția voastră, care au fost principalele valori de-a lungul vieții? Valorile vieții a fost preoția, una. Pentru că, de fapt, valori care o pui în fața celeilalte, nu? Sigur, preoția, părinții, misiunea mea, faptul de a fi, de a vedea mai mult puțin. Eu am compătimit de multe ori pe preoții care n-au ieșit niciodată din Moldova. Parcă, nu compătimit, dar zic, erau și alte realități care puteau așa de frumos fi cunoscute. Da. Iar o valoare mare rămâne Țara Sfântă, care nu are egal cu nicio țară. Iar așa că dacă te uiți, o, dar ce ceartă acolo, ce războaie, nu, doamne, vezi Calvarul, vezi Nazaretul, vezi Tabor, excepțional. Se pot găsi repere peste tot. Părinte, trebuie să mai amintim faptul că ați fost asistent spiritual al Ordinului Fecioarelor Consacrate, ați fost și responsabil al Oficiului pentru Ecumenism și Dialog Interreligios, responsabil al Oficiului pentru Pastorația Migranților. Misiuni felurite, diferite, cum se zice. Cum v-ați adaptat pentru fiecare misiune? În ce v-ați găsit puterea? A, nu știu dacă am găsit puterea. Vis-a-vis de migranți, știu că preasfințul Petru Gherghel a zis, pentru că ai fost migrant, ia așa acest oficiu, că de fapt n-am făcut lucruri foarte mari, dar am participat la câteva congrese despre migranți, așa că erau probleme, pentru că vorbeam două, să spunem, grupuri de țări diferite. Erau țări din care plecau oamenii, migrau, și țări spre care migrau. Da, bun. Dar sigur că am găsit, eu știu, aceste legături dintre oameni și totdeauna am spus, migrația nu este negativă. Migrația nu este negativă, cum ar vedea unii. A, ne supărăm că pleacă frate meu, ne supărăm că pleacă, dar dincolo se împlinește altceva și toată viața, eu cred că toată lumea este migrantă. Abraham a fost migrant, profeții au fost migranți, Sfânta Fecioară
și Maria, migrantă în Egipt. Deci migrația, eu nu o văd negativ. Da, dar e atunci când e cu întreaga familie. Intervine acea ruptură, nu? Când pleacă doar unul dintre părinți și rămân copiii aici. Aici de familie, dar migrația în sine, eu, de exemplu, sunt un migrant acum, nu? Dar asta face bine. Da, pentru simția voastră, misionari, dar și pentru cei care le ajutați. Misionari din toate timpurile au fost migranți, nu? Dacă stăteau acasă, mai erau misiuni? Nu, deci să înțelegi migrația pozitiv. Că plâng bunicii, că pleacă nepoții. Bun, au plecat, da. Ce le spuneți acelor bunici care acum sunt deznădăjduiți că nu au copii și nepoții acasă? Dar nu cred că pentru asta au dat naștere la copii ca să aibă acasă. Să se simte bine, nu? Să se simte fericiți. Adică dacă vrei fericirea copilului, să se dezvolte unde e frumos și bine, nu? Pe de altă parte, noi am avut o migrație foarte dură, așa. Dar nimeni nu vorbește despre asta. Când au plecat satele spre oraș, tot o migrație a fost, nu? Eu cred că aici, jumătate din parohia Iași, sunt migranți veniți de la țară, nu? De aceea, iată migrația, pentru că am pornit acest lucru, da? Eu aș vedea-o cu niște efecte pozitive extraordinare. În același timp, haideți să le adresăm un mesaj și migranților. Un mesaj prin care să facem referire la locul din care au plecat. Ce le ziceți celor care au părăsit România, Moldova, poate? Ce să poarte cu ei acolo unde sunt și în ce măsură să ducă în viața lor ceea ce au trăit aici? Valorile pe care le-au primit aici, valorile frumoase de credință, de folclor, de limbă, să le poarte peste tot. Pentru că ei devin astfel ambasadori ai noștri. Am văzut câteva sărbători la italieni făcute de români. Ei, mă uitam cum se uitau oamenii aceia așa cu un nesas, parcă, la manifestările acelea. Și eu, unde mă duc, sigur că prezint, mi-am făcut un PowerPoint despre România. Și eu, dacă am o întâlnire cu colegii mei preoți, încep cu acest PowerPoint. Cunoașteți puțin România. Și apoi începem asta, discuție, ce mai facem noi acolo. De aceea eu cred că orice om poate să fie un ambasador al valorilor de aici. Sigur că este valoarea fraternității, a ospitalității, valoarea limbii, valoarea credinței, valoarea practicilor religioase. Sunt multe lucruri. De aceea cred că ar trebui să fie purtător de valori. Prin ceea ce ziceți, părinte, și prin exemplul personal, înțeleg că ne sfătuiți pe fiecare dintre noi atunci când avem ocazia să nu spunem nu și să mergem să cunoaștem, să vedem diferite locuri din această lume, pentru că din fiecare nu putem învăța ceva și ne putem dezvolta. Spuneți-mi, unde credeți că vă va mai purta viața? În afară de Franța, pentru că mi-a zis că acolo vă vedeți și acolo vă place, haideți să vorbim de o dorință personală. Unde ați mai vrea să mai ajungeți? Nu cred că mai pot schimba la 62 de ani, nu mai schimbă proiectele. Vorbim de vizite măcar. În schimb, dacă mi s-ar cere ceva, n-a spune nu. M-am gândit acum, în timpul întrebării dumneavoastră, dacă în 1995 eu spuneam nu, din frică, din comoditate, eu nu mai eram același părinte doar cu cel de azi. Cu siguranță, 100%. Eram poate mai mic, mai fricos și mai necunoscător. De aceea, poate dacă aș trebui să spun ce merit mare aș avea eu, nu m-am opus niciodată episcopului. Și mi-a spus, du-te acolo, am mers. Și de aceea cred că, tot așa Părinte Dămoc, de care pomeneam, mi-a spus, niciodată să nu refuzi. Dacă refuzi un lucru, după aceea, tot timpul va reveni în minte. Dacă eram acolo, dacă îi mergeam, de ce n-am mers? Cine știe ce era? Da, bun. De aceea zic, disponibilitatea în biserică mi se pare una din marile valori. Se aplică această necesitatea disponibilității și în viața de familie și în, nu știu, în viața profesională a altora, depășind acum partea aceasta a diecezii și a episcopului și gândindu-ne la credincioșii care ne ascultă și care poate se lovesc de diferite provocări și sunt într-o dilemă să o accepte sau nu. Da, disponibilitatea înseamnă să fii capabil să slujești. Ori eu cred că într-o familie, dacă ați pomenit de familie, disponibilitatea de a-l ajuta pe consort și invers, nu? Să fiu disponibil tot timpul la ceea ce se cere să fac bine în familia mea. Deci, cred că disponibilitatea, da, bineînțeleasă, în sensul cel mai frumos al cuvântului, oriunde este necesară. Să fii disponibil pentru copii, să fii disponibil să dai viață, să fii disponibil să schimb locul, dacă vrei, să fii disponibil să mergi într-un concediu. Extraordinar. Toate sunt legate de această valoare. Eu consider o mare virtute. Părinte, ați zis înainte de această întrebare că dacă ați fi spus atunci nu, astăzi nu ați mai fi fost acest părinte Iosif Dor cu care stau eu de vorbă. În același timp, dacă
anumiți oameni sau anumite lucruri nu s-ar fi întâmplat în viața Sfinției voastre, ar fi fost un lucru similar, nu ați fi fost ceea ce sunteți astăzi. De aceea se cuvine rubrica mulțumesc și vă provoc să spuneți mulțumesc cui considerați că merită pentru ceea ce sunteți până astăzi. Da, mulțumesc părinților mei, prima dată, pentru că cred că m-am format la școala, să spunem așa, a iubirii. Mama mea a ajutat pe noi săracii. Deci, asta. După aceea, cred că rămâne un părinte pe care nu l-am pomenit și care mi-a rămas ca o icoană. Era pe vremea copilăriei mele un părinte, se chema Gheorghe Peț, era de origine neamslav, așa, și mi-l amintesc, așa, într-o reverendă cu o bască mare, pe un culoar, pe o alee între biserica și parohia din Budea, cu o carte roșie în mână. Mă uitam eu de la poarta bisericii, mi se părea o icoană, un profet care trece. Și cred că atunci, de fapt, însă, o mică sămânță, dar fără să o conștientizez eu numai decât, mi-a plăcut acea imagine a preotului cu cartea în mână pe alee între două rânduri frumoase de buxus. După aceea, cea mai mare mulțumire pe care eu aș aduce este părintelui Aloisie Dămo, care am crescut cu el de la vârsta de 16 ani și până a murit în 2012. Părinte, și eu vă spun mulțumesc acum pe final de emisiune și mai am o întrebare. Ce ați fi vrut să vă întreb și poate nu v-am întrebat? Pentru că dumneavoastră sunteți în acest domeniu al emisiunilor și al interviurilor și poate e ceva ce ați fi vrut să vă întreb și eu nu v-am întrebat, de aceea vă rog să dați direct cumva răspunsul. Da, a fost o întrebare indirectă. De ce sau cum a apărut și la revista Lumina Creștinului rubrica despre sanctuare și acum la Radio RCS FM. Da, s-a născut dintr-o întâmplare. Adică în anul 2011 sărbătoream 25 de ani de preoție și am zis, dacă tot se organizează la Lourdes, organizat părintele Mihai Percă, ce-ar fi să merg eu cu mașina? L-am rugat pe părintele Viorela Babe, colegul meu, și încă un părinte și apoi am avut încă unul, 4 ani și am făcut un turc de la Iași până la Lourdes pentru a vizita 25 de sanctuare mariane. Așa de impresionat am fost în acel moment de bogăția, de spiritualitatea, de frumusețea sanctuarelor, încât am zis, păcat, dacă eu eram, uite, sunt preot 25 de ani și nu le știu, înseamnă că nici lumea nu le știe, și atunci am cerut la părintele Cornel Cadar, dă-mi o pagină să prezint un sanctuar în fiecare lună. Bucuros mi-a dat și iată că se împlinesc chiar în luna aceasta 10 ani de când în revista Lumina Creștin le apare rubrica Sanctuare Mariane. Și îmi spuneați înainte de emisiune că mai aveți descris la rubrică încă câți ani, părinte? Am făcut o listă provizorie cu toate sanctuarele care le-am găsit până în 2047. 2047. Să facem, părinte, în 2047 o emisiune bilanț al acestei rubrici pe care dumneavoastră o țineți de atâta timp. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes în misiunea pe care o aveți și vă felicit pentru disponibilitatea de a spune da provocărilor care au apărut în viața dumneavoastră. Vă doresc același curaj și pe mai departe. Și eu mulțumesc pentru invitație și chiar vreau să spun că emisiunea interviul pe care o urmăresc face parte din top 10 și de aceea felicitări pentru această, să le spun, această rapiditate și dinamism al emisiunii. Vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Cu mare drag vă aștept și săptămâna viitoare să descoperim o nouă persoană, o personalitate complexă, cu siguranță. Interviul săptămânii la RCS FM.